Fratele tău va învia, spune cuvântul lui Dumnezeu, scumpă, scumpă este moartea înaintea Domnului, moartea celor iubiți de El. Ascultă, mă Doamne, căci sunt robul tău, robul tău, fiul roabei tale, și tu mi-ai desfăcut legăturile, îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele tău. Orice om este înșelător. Dar scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Aici este răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor. Îi urmează. Deci este o moarte. Fratele tău va învia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Învierea lui Lazar, un care Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bonlav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bonlav, era fratele ei. Atenție căci poate fi fratele nostru bonlav. Dar Domnul spune, fratele tău va învia. Surorile au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Este boală și este moarte prin care Domnul își Arată, slava lui! Slava lui, Dumnezeu! Scumpă este înaintea Domnului, moartea cerul celor iubiți de El. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul. Ei se, se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Deci, orice moarte, orice moarte, a unui om, orice boală sufletească a unui om, orice rătăcire a unui om care este fratele nostru. Domnul spune căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, chiar dacă este bolnavă, chiar dacă merge spre moarte, și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri mulțumiri înaintea lui Dumnezeu. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul tău, robul tău, fiul roabei tale. Tu mi-ai desfăcut legăturile morții. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute a Domnului în fața întregului său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime, lăudați-l pe Domnul. Și Domnul spune, Orice făptură este bună, chiar dacă s-a rătăcit, chiar dacă este fratele nostru care era lângă noi și pe care îl iubim, dar atenție că îl iubește și Domnul, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Atenție la la învățătură, atenție la, la, ceea ce noi învățăm atunci pe oameni, atunci când un frate nostru a ieșit din mijlocul nostru, când un frate nostru ne prigonește chiar Atenție fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală Voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeței Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu Atunci când se întâmplă ceva, că un frate al nostru Suferă de o boală și, și știm chiar merge spre moarte Atenție că sunt boli și morți care au loc pentru slava lui Dumnezeu, și pentru, pentru învierea a noastră, și pentru îngroparea noastră, și pentru învierea noastră, căci atunci când, când noi căutăm să, să ne îndreptățim purtarea noastră, și, și când îl vedem pe fratele nostru, este în boală și spre moarte. Atenție că, în momentul acela, este o luptă noastră și s-ar putea să cădem de oboseală în această luptă în care noi căutăm să să îndreptăm lucrurile, să-l să însănătoșim noi, să-l facem noi să se însănătoșească. Dar atenție că este un drum al bolii și al morții. Și Domnul spune, Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care, voi care sunteți duhovnicești, dacă suntem duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine în sus ca să nu fi ispitit și tu. Și să nu cădem și noi de oboseală și să nu cădem și noi de neiertare, ori de răzbunare. Atenție că este un capitol despre oaia rătăcită și iertarea. Iertarea unui frate a nostru, puse împreun împreună pe care le voi citi, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, să înșeală singur. Să nu ne vedem mai mari, mai înțelepți, mai, mai deosebiți, mai înalți decât altul. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în cel privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătura în Cuvânt, în Cuvântul Domnului, să facă parte din toate bunurile lui și celui cel învață. Atenție cum să ne purtăm sarcinile unii altora și să nu cădem de oboseală atunci când fratele nostru este bolnav și spre moarte. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu lasă să fie badjocorit Ce seamănă omul, aceea va și se Cine seamănă în firea lui pământească, va se din firea lui pământească putrezirea. Atenție la ceea ce semănăm noi, chiar atunci când se întâmplă că un frate de-al nostru este bolnav. Și a ieșit din mijlocul nostru. Dar cine seamănă în Duhul va se cera din Duhul viața veșnică să nu obosim în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Atenție că sunt frați dai noștri pentru care putem să cădem de oboseală. Pentru că, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo creșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii și ispitit și tu. Ne doare. Este greu. Miroase greu când vedem că un frate de al nostru este bun lav. Și obosim, ajungem să obosim, să cădem de oboseală pentru acest, pentru acest lucru, pentru boala lui. Așadar, când, când cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însă și mâna mea, tot cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți în prejur numai ca să nu sufere, sufere, ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Dar noi vrem! Noi suntem pe crucea lui Hristos! Și noi vrem! Și noi nu cădăm de oboseală pentru prigonire, dar atenție că sunt cei care umblă după plăcerea oamenilor, care vă silesc să primiți în prejur numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Iată de ce! Toți vrem o trezire spirituală să fie toți trăiați în prejur duhul lui Dumnezeu și nu ne va mai deranja nimeni. Nu vom mai fi deranjați de nimeni, dar atenție, căci este o cruce, un drum al crucii cu care pe care noi mergem și vom fi prigoniți, vom pătimi exact tot ce a pătimit Domnul Iisus ca să ajungem pe cruce să fie răstignit, să fie răstignită firea noastră pământească. Ca să nu semănăm în firea pământească, ci să semănăm în Duhul lui Dumnezeu. Și nu l vom avea dacă nu vom face drumul crucii, dacă nu vom fi răstigniți, firea noastră pământească. Bineînțeles, ne aflăm într-o poziție mare, sus. Și un frate de al nostru, fratele care era lângă noi, se ridică mai sus decât noi. Nu este ușor iese din rândul nostru și ne și prigonește. Nu este ușor, dar este singurul drum ca să răstignim firea pământească, ca să putem să se în Duhul. Viața veșnică pentru cei ce ne ascultă. Oaia rătăcită, acel frate al nostru care se rătăcește. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. Dacă îi numește domnul micuț, noi nu putem să facem nimic. Căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri, fiindcă fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Iată de ce a venit fiul omului. Fiindcă fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut, ce credeți dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu -l lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Pe cea bolnavă? Pe cea spre moarte? Dar de ce se întâmplă să iasă acea oaie rătăci, să iasă acea oaie din mijlocul nostru? Pe, și pentru noi. Dar să nu cădem de oboseală și să nu cădem și noi în ispită și să te făimăm. Și dacă îi se întâmplă să o găsească adevărat, vă spun care are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu, rătăcese, nu se rătăciseră. Tot așa nu este voia tatălui vostru celui, tot așa nu este voia tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Atenție să nu cădem de oboseală când vedem pe acest frate ieșit, această oaie rătăcită, acest frate ieșit din rândul grupului de slujire și care, mai rău de atât, deci ne și prigonește. Atenție că este, este spre slava lui Dumnezeu. Fratele tău va învia ce trebuie să facem este o legătură în Duh. Noi îl ținem, nu mă ține, noi îl ținem pe el. Noi toți care îl vedem, această oaie rătăcită ce face? Noi îl ținem, în Duhul nostru îl ținem, este o legătură în Duh, îl ținem noi. Și Domnul ne cere să-l iertăm ca să-l deslegăm Atenție, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi niși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Deci, este de vorbit. Este de vorbit cu el și cu alți doi, trei. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat, adevărat, vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul uh, lor. Deci este nevoie de unire, de grup de oameni să se unească pentru acest frate. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, da? A ieșit din grup. Și se întoarce să mă rupă, se întoarce să mă rupă pe mine. Dar atenție că este un mare ispit aici: să cădem în oboseală, în această luptă, nu? Să defăimăm, să vorbim de el de rău. Deci sunt legături în duh pe care Domnul le face. Uh, sper să Așa cum s-a întâmplat cu sutașul Corneliu. Sunt oameni care bolnavi, care merg spre moarte, sunt oameni care mor, sunt oameni care sunt ca și animalele. Atenție, dar Domnul ne cheamă astăzi să ascultăm ce spune Duhul Bisericilor. Era sutașul Corneliu și, atenție, el a avut o viziune, dar a avut și Petru. Deci, sunt legături care se creează între noi, între oameni și spune Domnul. În cezarea era un om cu numele Corneliu Sutaș din ceata de ostaș numită italiană. Omul acesta era cu cernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dar nu era înviat în Duhul lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis Cornelie. Deci atenție la legăturile pe care le face Duhul, îngerii Domnului. Și a spus, și îngerii a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el s-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iuiope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon, tăbăcarul la cărui, a a cărui casă era lângă mare. Acela îi va, îți va spune ce trebuie să faci. Uitați câte legături creează Domnul în Duh, în viziuni, în Duh. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Cornelia a chemat după Duh. Chema două din slujile sale și un ostas cu cernic din aceea care îi slujeau în tot timpul, și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la IOPE. Corneliu, întors la Dumnezeu. Atenție, cum era înfățișat Corneliu? Înainte lui Dumnezeu, chiar dacă făcea rugăciuni și milostenii, dar nu era înviat în Duhul lui Dumnezeu. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a sunit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea, celălalt, viziunea care a avut-o celălalt, cum creează Dumnezeu legături în duh, l-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească, a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru culțuri coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ, în ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și trătoare pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Deci, Petre, taie, scoală-te și mănâncă. Este nevoie de descoperire, că nu, nu, poate fi înțeles acest text că unul să taie și să mănânce. De ce folos v -aș fi dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu va aduce nicio descoperire, nici în cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Taie și mănâncă! Deci stai înaintea lor! Stai înaintea la aceste animale! târătoare, spurcate pe care le vedem noi. Deci în ea se aflau tot felul de dubitoace cu patru picioare și târătoare pe pământ și păsările cerului. Și era Corneliu, care făcea milostenie și se ruga și totuși înaintea lui Dumnezeu, nu era înviat în Duhul lui Dumnezeu, era o răciune, era târătoare. Se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Petre, tu în Duhul lui Dumnezeu, tu înviat în Duhul lui Dumnezeu. Stai și mănâncă, stai înaintea lui, stai înaintea la aceste animale. Domnul ne trimite la animale, la animale ca să învieze și ele în Duhul lui Dumnezeu. Și un glas i-a zis Petre, scoală-te, tai și mănâncă, stai de vorbă cu ele. Nici de cum Doamne a răspuns Petru că niciodată n-a mâncat ceva spurcat sau necurat, pentru că se văd persoanele care sunt animale, cum le vede, cum le descrie Dumnezeu, care nu au Duhul lui Dumnezeu, morți, animale. Domnul ne trimite să stăm înaintea lor. Ca să nu cădem de oboseală, să înțelegem că este o diferență între om cu Duhul lui Dumnezeu, care seamănă în Duhul lui Dumnezeu viața veșnică pentru cei ce ascultă, și este om care seamănă putreziciunea pentru că vorbește de la el. Chiar dacă se roagă, chiar dacă face milostenii, dacă nu am viață în Duhul lui Dumnezeu, Domnul va trimite în Duh pe altul la acest om să vorbească cu el. Nici de cum doamne a răspuns Petru că niciodată n-a mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară ce a curățit Dumnezeu să nu mai numești spurcat. Îl curățăște Dumnezeu. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și în dată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimești de Corneliu... Întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon zi și Petru găzduiește acolo și pe când se gândea Petru la vedenie aceasta, Duhul i-a zis, iată te caută trei oameni, iată te caută trei oameni acest cuvânt, dacă n-ar aduce descoperire, uită-te în dreapta, în stânga, vezi că sunt niște oameni care vin la tine și te caută, uită-te așa, ascultă-i, pentru că sunt legătura Duhului. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șoveire, că eu i-am trimis, oricum ar arăta ei, ca animale, ca necurați, Scoală-te și du-te cu ei. Petru deci s-a pogărât și a zis oamenilor acestora, eu sunt acela pe care îl căutați ce pricină vă aduce. Ei au răspuns, Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul ideilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care ei le vei spune. Tu atenție la cuvintele pe care le vei spune. Atenție cât de mare era Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbi de bine. Și totuși era un om mort, era un dobitoc cu patru picioare, necurat înaintea lui Dumnezeu. Și trimite Domnul, face Domnul legături duhovnicești. Dar atenție când este legat, atenție că este legat de noi, că îl, îl, defăimăm, nu îl iertăm. Atenție că se fac legături pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să aibă loc. Atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu, te caută trei oameni, du-te cu acești oameni, ascultă, mergi împreună, Petru deci i-a chemat înăuntru și a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, la un suțit și câțiva frați din Iope. În, acea, în, aceea, în, cealaltă zi au ajuns la cezarea, Corneliu i-a așteptat cu rudele și prietene de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoale de sunt și eu om. Deci toți sunt oameni, dar toți sunt oameni și toți... Și oamenii se ajută între ei și toți pot să, 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 să ajute toți putem fi dobitoci, toți putem fi pierduți, toți putem fi ispitiți, cădem de oboseală, toți suntem oameni, dar Domnul lucrează și ne ridică prin alți oameni, prin îngeri. Și vorbând cu el, a intrat în casă și a găsit adunat pe mulți. Știți, le-a zis el că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat și necurat. Aceasta este marea cădere în oboseala noastră, marea ispită în modul în care ne purtăm sarcile unui altuia, mai ales atunci când un frate se ridică împotriva noastră, iese din mijlocul nostru, se îmbolnăvește, moare! Dar Domnul spune, fratele tău va înviat, această boală este spre slava lui Dumnezeu, va ieși ceva, va fi o slava lui Dumnezeu, va ieși ceva la urmă. De aceea am venit, am venit fără cârtire când m-ați chemat, vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum patru zile, chiar în clipa aceea mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimete dar la Iope și cheamă pe Simon zi și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul în gămare. Când va veni, el îți va vorbi. Câte legături creează Dumnezeu am trimis în dată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem înaintea, aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să spui, să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Vom vedea, vom vedea, vom va învia fratele nostru și vom vedea slava lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. Atenție la drumul nostru, la ispita noastră, la sarcinile pe care le purtăm unii cu alții. că în orice neam, cine se teme de el și lucrează în ne neprihănire, este primit de el. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin, Iisus, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor și animalilor și celor morți. Știți, vorba făcută prin toată ideea începând din Galileea în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe tot cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Nu la tot norodul, ci nouă marturilor aleși mai înainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce am via din morți, din această carte, din acest cuvânt, nouă care vedem. Dar să nu cădem de obosală și să ne purtăm sarcinile unii altora. Fratele tău va învia, via, este bolnav, dar va învia, va muri, dar va învia. Este o moarte. O moarte scumpă a Domnului. Înaintea Domnului, scumpă este înaintea Domnului, moartea celor iubiți de El. el. Este o moarte. Este o moarte spre slava Lui, Dumnezeu. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor viști al celor morți. Nu putem să judecăm noi. Da, este animal, este mort, este bonlav. Dar nu avem voie să judecăm. Noi trebuie să ascultăm ce spune uh, bisericilor Duhul, sufletului nostru Duhul. Toți prorocii măturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea s-a pogurât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau cu vântul. Toți credincioși și tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt a vărsat și peste neamuri, și peste animale, și peste morți căci cei auzeau vorbind în limbi și mărim pe Dumnezeu, atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Deci, este o grupare, este un drum al crucii, este este o desăvârșire, este cuvinea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fi la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor, că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, din de aceea lui nu este rușine să te numească frați. Vom avea același drum și uh, fratele tău va învia și, a, și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în domnul, sunt morți. Ca așa lui Lazar, ca așa fratelui nostru, ieșit din grupul nostru și care apoi, și care apoi uh, 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 ne poate făcea, face să cădem în ispită, să cădem de oboseală, să cădem de oboseală pentru ceea ce vedem și vrem să facem, dar atenție că este, sunt morți, deci și Martea și Maria erau, erau neliniștite, de ce? Deci este o buseală care ne poate veni De ce? De ce a făcut lucrul acesta? De ce face? De ce îi se întâmplă? De ce este așa? De ce este bolnav? De ce? Dar Domnul spune, ferice de acum încolo de morții Care mor în Domnul, da, zice Duhul Ei se vor odihni de ostenelile lor Căci faptele lor îi urmează Deci aceasta este um, Este o moarte este o moarte pe care, care, va aduce multe roade. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine și iubește viața o va pierde și cine -și urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi cineva, tatăl îl va cinsti. Sunt morți. Sunt morți uh, spre slava lui Dumnezeu. A Domnului să fie slava în vecii vecilor. Amin.